Ovidiu Ian a asistat duminică în tribuna stadionului din Comuna Putna la meciul Bradul Putna Rapid 2 Mihoveni alături de primarul Gheorghe Coroamă și reprezentanții ai USL din zonă. Am venit să susținem aici, ca și galerie, echipa locală. Are un meci greu, am înțeles că e pe locul 3 în clasament. Ian a plecat apoi la Voitinel, unde s-a întâlnit cu alegătorii din comună. El a fost susținut de primarul comunei Maria Pleșca și de președintele PSD Suceava Ioan Cătălin Nechifor. La sfârșitul săptămânii trecute, candidatul USL Ovidiu Iane și-a inaugurat sediul de campanie din orașul Vicovu de Sus. Iane a afirmat că va transforma spațiul într-un cabinet parlamentar dacă va câștiga mandatul de deputat. Știm foarte bine că în ultimii ani, datorită culorii între ghilimele al primarului, această zonă a fost vitregită și n-a fost ajutată deloc și proiectele au stagnat. Suntem aici ca să vă asigurăm că v-am dat tot sprijinul. Important este ca dumneavoastră să încercați să înțelegeți că votul pentru Parlament este extrem de important, pentru că Parlamentul face guvernul și Parlamentul susține guvernul. Am experiența celor 4 ani de zile care ne-au marcat, în special pe noi Vicovul de Sus, fiindcă am avut altă culoare politică, să știi cam ce bătaie de joc a fost față de cetățeni, nu față de mine, ca să spunem în primul rând, pentru că cetățenii din Vicovul de Sus au avut poate păreri împărțite la ceea ce înseamnă votul din 2008. Aș dori acum să le dăm o lecție la oameni, o lecție de normalitate, că se poate conviețui, se poate să nu avem aceeași îmbrăvire și aceeași chestie de a plăti polis, dar se poate face politica altfel. Sper ca biroul ăsta să rămână într-adevăr birou parlamentar, nu numai de campanie electorală. Domnul Ovidiu, succes și vă dea Dumnezeu să Ovidiu Iane candidează din partea USL pentru funcția de deputat în colegiul uninominal numărul 7, Vicov, Putna, Solca.